Prima întâlnire dintre Universitatea și CSU Galați a avut loc vineri după amiază. Studenții suceveni au dominat liderul seriei A din al doilea eșalon pe întreg parcursul partidei, iar în final s-au impus cu un categoric 37-24. Sâmbătă dimineață, cele două echipe s-au întâlnit din nou. Jucătorii pregătiți de Leonard Bibirig au câștigat și această dispută, de data aceasta la o diferență de doar 5 goluri. Universitatea s-a impus cu 33-28, după ce la pauză scorul era de 18-15. Echipa locală de handbal va relua meciurile oficiale pe 21 aprilie, atunci când va juca în deplasare cu Politehnica Timișoara. Pe parcursul acestei săptămâni, sucevenii și-au propus să mai dispute un meci de pregătire.